Ce planuri aveți cu Botoșani în acest sezon? Planul știe toată țara. Eu nu-l pot spune așa de fiecare dată pentru că mă... Cum să spun? Sigur că o să mă fac și de râs la un moment dat sau ne facem de râs în fiecare zi. Până la urmă, între virtute și păcat, nu e mare diferență. Vreau să fim un play-off. Aș vrea tare, tare mult să fim un play-off, dar nu pot să o spun chiar cu gura tare și chiar în fiecare zi, pentru că să nu devină știu eu, un pic comic. Dar anul ăsta avem șansa și sper să o tratăm mai bine ca acum 2 ani sau cu un an. Și așa cum în fiecare zi văd jocurile și văd echipa noastră, îmi dă așa o stare de încredere. Dar până la urmă o să vedem. Dar e puțin ciudată situația lui Miron. De ce? Pentru că va mai juca la Botoșani, va juca împotriva echipei mele, da, dar cred că va juca, pentru că eu am pus o condiție acum să nu joace, pentru că asta vin de la o altă transfer, mi se pare că Wide, de la când l-am dat la FCSB. L-am rugat pe domnul Becale să fie de acord să joace și a spus, nu, domnule, tată, am pus condiția. Și mintea mea era să pun acum aceeași condiție pentru Miron, să nu joace împotriva noastră. În schimb, mă tot roagă George de câteva zile, vă rog să scoate această clauză, să joc și eu odată, chiar și împotriva Botoșanului. Cred că o scot, adică s-ar putea să nu joace împotriva mea. Adică să joace și împotriva lui Fece Botoșan. Asta este. Până la urmă, un jucător profesionist, eu nu cred în toate poveștile astea. Există fără îndoială ceva în fiecare, cum e și acum Miron transferat, ceva dublat în mintea lui. Sunt jucătorul Craiova ăsta, FCSB-ului și încă joc la Botoșani. Eu cred totuși că putem să-l motivăm, să-l ținem în priză foarte, foarte bine, să joace încă 3 meciuri pentru Botoșani, ca fiind 3 finale importante. El ține la noi, cred, așa am simțit până acum, are primă de play-off, așa că ar trebui să fie jucătorul cel mai, ca și până acum, jucătorul de bază al nostru. O să vedem dacă am dreptate sau au dreptate cei care îmi spun, nu-i adevărat, domnule, un jucător odată plecat cu acte, e plecat și cu mintea. Nu știu. Cum se negociază cu Gigi Becali? Ba, e simplu. Eu n-am negociat cu domnul Becali face-to-face. Am negociat numai la telefon. Uneori este spumos, spectaculos o discuție cu dumnealui. Râd foarte mult. Adică eu n-am negociat cu domnul Becali într-o zonă de asta de, știți, hai să vedem... Nu, adică foarte, foarte serios și foarte atenți la cifre și la date și la... A mers destul de... nu e obositor, dar cred că devine complicat dacă ești cumva în contra curentului dânsului. S-a învățat și asta e viața, eu nu vreau să schimb această cutumă a negocierilor cu dumnealui. Cred că în viață, de obicei, e cel care vrea să conducă, adică el dă tonul și tu trebuie să asculți și să interpretezi muzica respectivă, să o dansezi. Dar recepționez ceea ce spune și o traduc într-un mod, să spunem, și politicos, dar cu anumite, să spunem, metode ale mele, ca Fece Botoșani să nu iasă pierdantă din negocierile cu dumneavoastră. Dar vă promit că la următorul nostru transfer, dacă dumneavoastră e de acord, știu, o facem televizat. Vă mai aduce aminte prima conversație? Prima conversație nu vă spun. Să vă spună dumneale. Vreau să mă certe pentru că noi am lăsat telefon, nu vorbisem dictat odată cu dumneale în aeroport și m-a sunat și cred că era în timpul unei slujbe duminică și eu n-am răspuns. Și de aici am descoperit că, sau dânsul a spus, sunteți cu biserica, extraordinar, sper și eu n-am fost la slujbă. În fine, nu pot să vă spun totul, că nu dau așa de mult din casă. Dar pentru mine FCSB-ul este un club important în România, pentru că a fost clubul care a cumpărat și a avut bani. Din punct de vedere al politicii financiare, domnul Becali merită atenție. Sunt multe alte lucruri care nu merită atenție și nu merită urmărit vis-a-vis de multe lucruri pe care le face dumneavoastră în fotbal. Dar despre managementul financiar a unui club merită un pic de atenție. Dumneavoastră, sunteți un om credincios?
Ca și tine. Toți suntem credincioși atâta timp cât avem nevoie atunci, avem nevoie de un echilibru, să spunem, universal. Și toți suntem credincioși pentru că altfel cred că ne-am mișcat haotic. Am fi niște, o mișcare browniană și ne-am dat cap în cap și ne-am dat de fiecare zid. Cred, repet, ca multă, foarte multă lume din țara asta și poate cel mai important lucru că România, după Revoluție, a descoperit biserica. Sunt și multe voci care vorbesc așa un pic mai răzvrătiți despre numărul de biserici și numărul de preoți. Eu spun că oricât de, cu cât mai multe biserici, cu atât mai bine, cu cât mai multe spitale, cu atât mai bine, cu cât mai multe școli, cu atât mai bine, și cu cât mai mult terenul de sport, cu atât mai bine. Deci, sport, cultură, religie, nu e deloc un lucru rău în viața oricărui din noi sau într-un anumit tip de societate. Cum ați descrie pe domnul Croitoru? Spectaculos. E un antrenor spectaculos, foarte, foarte inteligent, foarte ambițios. Cred că este nativ, are o nativitate de care l-a ajutat să fie antrenor, foarte instruit și tobă de fotbal ofensiv. Adică vrea fotbal și la el fotbal, ceea ce vă dați seama, eu când l-am numit la FC Botoșani, unii m-au crezut un pic naiv. Eu am crezut în tot ce spunea el de-a lungul unui an și încă vreo 6 care a lucrat la noi, a fost fotbalist la Botoșani, tot 4. Am crezut în spiritul ăsta lui cumva ofensiv și foarte, foarte, nu războinic, dar e ofensiv, el nu-i frică. Și spune despre fotbal lucruri pe care le cred și eu, pentru că eu cred că fotbalul este un spectacol și oamenii asta vor să vadă. Oamenii nu vor să vadă un 1-0 chinuit sau nu vor să vadă nu știu ce mare tacticizare. Spectacolul în sine devine sețos atunci când are multă mișcare, multă ambiție, multă dăruire, multe goluri. Un meci de 0-0, dacă nu are și două bare, chiar e nimic. Dar un meci de 4-4, fără bară, tot e un meci frumos. Adică e făcut pe goluri. Și din acest punct de vedere, Croitoru este adeptul jocului ofensiv. Are, bineînțeles, încă energia unui debutant în meseria asta, dar e foarte, foarte matur la discursul motivațional și la antrenamente. Cât cunosc eu fotbalul.